Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Suntem împreună cu domnul Doru Strâmbulescu, directorul centrului Constantin Brâncuș, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Bine, titulatura centrului Brâncuș este mult mai mare, dar noi am simplificat. Cercetare, promovare și documentare și promovare Constantin Brâncuș. De ce, să zicem, prilejul acestei emisiuni? Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în anul centenarului și legat de Brâncuș. Nu numai că Constantin Brâncuș n-a fost neglijat în acest an, dar deja au fost evenimente semnificative și urmează alte evenimente foarte importante, pentru că avem și o aniversare foarte importantă legată de Brâncuș. Ca să atragem cumva telespectatorii, haideți să începem cu invers, adică nu cu ce am fost, cu aniversarea. Da, se împlinesc 80 de ani de la inaugurarea ansamblului brâncușean pe 27 octombrie și împreună cu primăria Târgu Jiu și sub un altul patronaj al președintelui României, vom organiza la Târgu Jiu un colocviu internațional dedicat acestui moment istoric. Noi sperăm ca în cadrul acestui colocviu să dezvoltăm o nouă perspectivă în ceea ce privește percepția lui Constantin Brâncuș, nu numai în România, ci și în lume, pentru că vom avea invitați din toată lumea, specialiști ai operei lui Brâncuș, oameni din zona artei, critică, istorie de artă, invitați din marile muzee ale lumii. Noi sperăm ca toți să dea curs invitației noastre și să avem un program pe măsura intențiilor pe care le avem, cu atât mai mult, așa cum spuneam, că acest eveniment important, național și internațional, se va desfășura sub un altul patronaj al președintelui României. Sigur că colocviul în sine vor însemna o serie întreagă de cuvântări ținute de invitații noștri, dar vor fi și alte evenimente care se vor desfășura în acea perioadă și care vor marca acest moment. Vor fi expoziții, intenționăm să facem o mare expoziție cu artiști post-brâncușieni. Deja lucrăm la acest proiect, vor fi concerte, vor fi diverse activități și acțiuni culturale, manifestări culturale care, spunem noi, vor fi la cel mai înalt nivel. Din punctul meu de vedere, acest colocviu ar trebui să fie un moment de zero pentru Târgu Jiu, pentru că este un proiect la care lucrăm de mai mulți ani și vrem ca acest colocviu să devină un reper în ceea ce privește cercetările științifice care se fac asupra operei lui Brâncuș, o să devină un reper în lume. Sigur că nu va fi ușor să dezvolți un asemenea proiect într-un oraș mic, dar avem sprijinul Institutului Cultural Român, a Institutului Național al Patrimoniului, sperăm, al Ministerului Culturii, iată, este implicată și președinția României. Am reușit în acești ani să convingem câteva instituții naționale, Guvernul României, am reușit să convingem aceste instituții ale statului român să se alăture acestui proiect pe care noi încercăm să-l dezvoltăm la Târgu Jiu, raportat la Brâncuș. Brâncuș care, trebuie să spunem, este una dintre culmile culturii române și unul dintre perul universal al ceea ce înseamnă cultura română în lume. Cred că cu acest eveniment reușiți, să spunem așa, să cumva să închideți gura unor detractori care spuneau în general despre aceste evenimente care se succedau mai ales în februarie-martie cu aniversările și comemorările lui Brâncuș, că nu aduceți brâncușoloși foarte mari sau personalități foarte mari la aceste evenimente. Ați adus și până acum, dar iată că acum a reușit să strângeți cam ce s-a făcut, cred că în anii 70 s-a mai făcut o asemenea întâlnire. 70-80, dar problema nu este pe noi, nu mă interesează, trebuie să o spun cu foarte mare
apăsare chestia asta, nu voi ține cont și nu țin cont de ceea ce înseamnă, să zicem, detractori, pentru că scopul... Păi nu, toată lumea se pricepe la Brâncuș, la Târgu Jiu, scopul, deci asta e problema. Scopul meu și mai ales scopul meu ca și conducător al instituției nu este de a da replici unora care au dreptul lor la a-și exprima liber punctele de vedere, ci a încerca să facem cât mai bine, cât mai performant și la un nivel foarte înalt tot ceea ce încercăm să facem. Nu e ușor, mai ales că nu există o tradiție în acest sens. Este foarte greu să pui bazele unei instituții sau să creezi o infrastructură pe care să se bazeze niște proiecte mari, ample, raportate la o asemenea valoare cum este Brâncuș. Dar, sigur, se fac pași. Mărturisesc că am evitat să... cum să spun, să facem din asta un, știu, o laudă, să ne lăudăm că facem lucruri. Eu zic că lucrurile se înfăptuiesc și pe măsură ce se înfăptuiesc și rezultatele vor apărea. Sunt o serie întreagă de proiecte care sunt deschise, care sigur, poate că există un orizont și nu poate că există cu siguranță un orizont de așteptare, nu numai în rândul opiniei publice, mai mult sau mai puțin informat în ceea ce îl privește pe Brâncuș, dar și în rândul, cum să spun, a oamenilor de cultură, a intelectualilor. E foarte important. Un orizont de așteptare pe care noi încercăm să satisfacem. Pentru mine este o preocupare asta, cum crez acest tip de, să zicem, de public, să-l numești generic, raportat la Brâncuș. Brâncuș ba e francez, ba este francez de origine română, ba e un mare sculptor și așa mai departe. Sigur, noi trebuie să-l punem pe Brâncuș exact acolo unde este lui locul, fără să facem, să fantazăm pe tema asta. Tocmai de asta, tot ceea ce întreprindem în ultimii ani se raportează numai la ce înseamnă documente, arhive, care am început deja să facem, să publicăm din ele, care sunt în raza noastră de acțiune, pe masa noastră de lucru și care cred că vor da în mod obiectiv o imagine a ceea ce face Centrul Brâncuș în această privință. Atât pe linie teoretică, cât și pe linie practică, pentru că, așa cum știți, noi suntem și administratori ai ansamblului brâncușian și trebuie să vă spun că se află pe masa primarului Târgu Jiului în acest moment documentația privind strategia de urmărire în timp a ansamblului brâncușian, bazată pe toată cercetarea științifică care s-a făcut în ultimii ani. Nu este ușor să formezi și să dai încredere unor oameni care se uită ușor stângaci, așa, sau nu stângaci, ușor suspicioși la Târgu Jiu, ca să-i convingi să se alăture unui proiect de o amploare, zic eu, deosebită și care, până la urmă, va gestiona treburile astea legate de Brâncuș aici. Problema Brâncuș nu este numai la Târgu Jiu, problema Brâncuș este la nivel național și proiectul ăsta al meu asta încearcă să facă, să unească toate aceste forțe și să, într-adevăr, să dăm dimensiunea românească a ființei, să spunem așa, prin Brâncuș. Da, antea rândul a fost o impresie, cel puțin, și de aia vă întreb dacă era corectă, că moștenirea Brâncuș ne cam încurcă la Târgu Jiu. Da, cred că e o opinie care intră în ceea ce spuneați mai devreme. Da, și încurcă, sigur că încurcă. Încurcă pe mulți. Nu e o treabă, de asta spuneam că nu e o treabă ușoară. Moștenirea nu e facilă. Moștenirea nu. Însă felul în care ne-am raportat, probabil, vor să spună la acest mod. Sigur că sunt 80 de ani de existență acestui ansamblu și noi încercăm să pornim de la momentul 27 octombrie, nu numai 27, 1938 de când îl avem aici. Dar tot procesul, toată geneza până la momentul acesta și după, până în 2018 în care suntem, nu e o treabă foarte, foarte ușoară, însă avem și tenacitatea și energia și avem și oamenii
și specialiștii lângă noi. Avem baze foarte importante de date în acest moment asupra cărora se lucrează, așa că eu n-am nicio temere în privința asta. Am și spun asta pentru că vreau să spun un lucru apăsat regret oarecum că deși am reușit până la urmă să îmi aduc ca partener Academia Română pe anumite proiecte, de exemplu pe ceea ce înseamnă Arhiva Brâncuș din cadrul Academiei Române, unde s-a făcut deja o intervenție, n-am reușit să conving Academia Română și Institutul de Filozofie cu care la un moment dat am interacționat să-i convinc că este nevoie să creăm o bază de date profesională, așa cum s-a creat Academia pentru Eminescu, de exemplu. E adevărat, foarte târziu, dar eu cred că ar fi fost necesară să știm cam tot ce s-a spus, s-a scris, s-a discutat despre Brâncuș în lume și ceea ce se face acum. Acum lucrăm la o platformă foarte importantă pe care vrem să o conectăm la o platformă internațională în care toți oamenii de știință din zona artelor își plasează documente pornind de la studii, cercetări, doctorate și așa mai departe și în felul ăsta să putem ști cam în orice moment ce se întâmplă pe plan internațional și național și internațional referitor la Brâncuș. Deci să spun că e un proiect extrem de dificil, de complex, care se întinde pe etape, pe ani de zile, nu le poți face. Noi suntem o instituție care deocamdată nu beneficiem de foarte multe pârghii. Din păcate, ăsta este adevărul și poate că aici ar trebui să ne gândim, să ne gândim mult și să ne gândim mai ales bine și să luăm decizii. Și când spun să luăm decizii împreună cu cei din zona administrativă, politică, parlamentară, pentru a crea, într-adevăr, la Târgu Jiu, baza unei instituții solide care să gestioneze problema Brâncuș. Ca să terminăm, să finalizăm cumva cu subiectul, cu evenimentul din toamnă, se leagă cumva și de depunerea dosarului la UNESCO pentru recunoașterea ansamblului Calea Eroilor, care se va finaliza în anul următor. Evenimentul din toamnă are darul să influențeze în sensul pozitiv? Știm că a trecut anumite etape cu dosarul. Nu știu dacă va avea darul. Intenția nu este de a face acest colocviu tocmai pentru a influența. Vreau să vă spun că vizita sau presupusa vizită, sau știți că aceste vizite nu se fac, nu sunt anunțate, nu se dorește interacțiunea cu publicul, cu presa și așa mai departe, sunt niște condiționări pe care nu le-am inventat noi, e o practică internațională, va fi undeva în vară. Așa că probabil că cei de la ICOMOS își vor formula lua o decizie, da, și vor, noi sperăm că raportul pe care îl vor face să fie unul pozitiv. Trebuie să recunosc că eu am văzut dosarul UNESCO depus la comisie. Eu cred că este un dosar bine întocmit, e un dosar tehnic bine întocmit, a beneficiat de o consultanță a unui specialist cu bogată experiență în zona asta UNESCO și dacă toate datele privind dosarul UNESCO sunt îndeplinite, nu văd de ce ICOMOS-ul să nu facă o recomandare de includerea ansamblului în UNESCO, iar verdictul va fi dat evident de către comisie undeva în vara anului 2019 și atunci vrem să fie cu succes. Da, mă refeream la această situație pentru că pentru Gorjeni n-a fost niciodată o surpriză și știu asta de 80 de ani că acele opere brâncușene de la Târgu Jiu au fost un tot unitar. Pentru alții însă, ansamblul în general a ridicat anumite semne de întrebare. A fost una dintre chestiuni care, sigur, a fost reluată și regândită cumva acum în nou dosar. Eu zic că această problemă a fost rezolvată din punct de vedere tehnic. Sigur că trebuie să fie și convingătoare pentru cei care vor face analiza de comisarii de la Paris și care sunt personalități din diverse zone ale lumii, cu specialități și așa mai departe diferite, cu înțelegerea modului de raportare la arta modernă. Chiar dacă nu este, să zicem așa, obiectul centrului Brâncuș, cu siguranță vom primi de la telespectatori, dacă n-am primit deja, dar nu, încă n-am verificat cu SMS-urile, ce se întâmplă cu Calea Eroilor din punctul de vedere. S-au alocat niște bani de la guvern, 2 milioane de euro în primă fază.
Ce știți despre, vom avea lucrări în acest an pe Axa Centrul Brâncuș? Centrul se ocupă de această problemă. Știu că există un proiect, că el este în faza de execuție. Problema, da, într-adevăr, s-au acordat 2 milioane de euro și că ar trebui să înceapă lucrările pe zona dintre strada Popașatcu și Biserica Sfinții Apostoli. E un tronson unde se vor face lucrări specifice, urmând ca după aceea, în funcție de finanțarea pe care primăria o va primi pe acest proiect, să fie etapizat și să înceapă și celelalte lucrări. Sigur că ăsta e un moment foarte important și este un atu, credem noi, în ceea ce privește dosarul UNESCO, pentru că atât strategia privind urmărirea în timp, comportamentul, întreținerea, conservarea, procesele de restaurare și așa mai departe, care vor fi analizate de o comisie alcătuită din specialiști români și străini, dar și acest proiect de amenajare a căilor, sunt două chestiuni foarte importante care arată că statul român prin instituții și primăria Târgu Jiu prin instituția pe care o reprezint eu aici gestionează și sunt preocupați la un nivel foarte serios și foarte înalt în ceea ce privește acest sit, acest ansamblu. Vom avea lucrări anul acesta la Târgu Jiu pe această răspunsul zonă. Ăsta nu pot să-l dau eu, dar și bine, eu ca și dumneavoastră și ca alții sperăm ca aceste lucrări să înceapă și să fie semnalul că există, nu văd de ce n-ar începe până la urmă. Sunt licitații care pot să intervină diverse probleme. E treaba direcției de specialitate din cadrul primăriei să se ocupe de acest proiect, dar noi sperăm. Singura preocupare a noastră ca instituție și a Consiliului Științific este ca acest proiect să țină cont de unitatea ansamblului brâncușean, de semnificațiile lui. El este dedicat eroilor gorjeni și e o via sacra, să spunem așa. Nu este, adică aceea nu se întâmplă nimic întâmplător, începând pe acest traseu de la Jiu, poarta Masa Tăcerii până la coloană, el trebuie să... Și atunci, sigur că toate elementele care vor compune de modernitate, care vor compune acest proiect și care vor da o nouă față, o nouă înfățișare căii eroilor, trebuie să, cum să zic, să înglobeze și acest concept la care noi am avut intervenții. Bine, apropo de moștenirea Brâncuș, și pe lângă lucrarea efectivă, axa normală și care a gândit-o Brâncuș, acum legea spune foarte multe de ce se întâmplă în preajma acestui, în zona aceea de protecție și unde acolo cred că vor fi cele mai mari probleme cu târgujienii. Deci cred că locuitorii orașului ar trebui să înțeleagă că vor fi niște privațiuni în perioada următoare, pentru că nu mai poți să faci chiar orice vrei. Dar nu cred că trebuie luate ca privațiuni, ci trebuie luate ca lucruri care de intrare în normalitate, să spunem. Și sigur, aici vom avea un rol important până la urmă în a spune oamenilor, în a informa, în a-i documenta foarte bine de ce într-un sit care se pregătește să devină un bun al patrimoniului mondial, sau el este în sine, dar trebuie să aibă și această, trebuie să țină în cont de niște lucruri, de la, până la urmă, de la plasarea unor firme, reclame și așa mai departe, până la lucruri de amenajare și de interacțiuni, să zicem, externe, va trebui să se țină cont de așa. Aici un rol foarte important vor avea nu Centrul Brâncuș, nu numai Centrul Brâncuș, primăria prin toate direcțiile de specialitate pe care le are. Știți foarte bine că dacă ansamblul intră în UNESCO, sunt niște reguli foarte clare acolo, se va forma un comitet pluridisciplinar care va gestiona tot ceea ce se întâmplă în această zonă a ansamblului brâncușean. Dar sigur, există în cadrul dosarului UNESCO există un plan de protecție a ansamblului care include o serie întreagă de să zicem, caracteristici de care trebuie ținut cont. De asta și ridicam această problemă, tocmai pentru că târgujenii care se va beneficia de acest ansamblu, cu siguranță, este poate moștenirea noastră cea mai valoroasă pe care ne-a lăsat-o trecutul. Cu siguranță este. Da, trebuie din punct de vedere al artei, să spunem, din punct dar de și vedere... ca semnificație și... istorică. Da, până da, ca istorie, da. Să zicem că mai avem și alte locuri, dar cu siguranță asta este printre cele mai valoroase. Tocmai de asta trebuie să înțeleagă că odată cu
ce se vor investi bani și în ansamblu Brâncușian și în toate celelalte amenajare, vor veni și problemele acestea de trebuie să le facem față, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă în alte țări care au ceva de acest gen, sunt niște lucruri de care trebuie ținut cont și le-ați amintit dumneavoastră pe câteva. Întrebarea ar mai fi însă, de câte ori vine câte o, să zicem, câte un ministru pe la Târgu Jiu sau unul de câte, dar destul de des. Sau tot auzim de Muzeul Național Brâncuș care trebuie să se creeze la Târgu Jiu, despre diverse alte lucruri legate de Brâncuș, deși iată, avem un centru pe care funcționează și părerea multora este, să zicem, există două aripi, unii care critică, unii care laudă activitatea centrului. E foarte bine, critica pe mine ceea ce înseamnă că se lucrează. Dar problema este că acel muzeu deocamdată nu există. Mai știți ceva de ce se aude de el? Din nou spun că nu intră în orizontul meu, adică în orizont, în atribuțiunile. Toată lumea care se uită la noi cu siguranță așteaptă și informații. Aș vrea să spun totuși că opere de acest gen nu mai sunt în lume. Sigur că sunt opere dedicate eroilor în multe zone ale lumii, în multe țări, dar ansamblul de la Târgu Jiu e operă unică. Asta trebuie să subliniez treaba asta. Și acum să vin la ce spuneți, cu muzeul. Bun, există o lege, Ministerul Culturii trebuie să aplice această lege, are disponibilitate în funcție de fondurile pe care le are, de spațiile pe care le are la dispoziție. Nu știu mare lucru despre acest lucru, despre această chestiune. Am avut însă ceva discuții la Ministerul Culturii pe această temă. Cred că încă nu s-au decis asupra modului în care să funcționeze acest Muzeu Brâncuș. Sunt mai multe variante. Vom vedea până la urmă ce se întâmplă. Noi am venit cu o propunere către ministru și către Ministerul Culturii, și anume de înființare a unui muzeu de artă modernă în România, pentru că România nu are un muzeu de artă modernă, iar la Târgu Jiu să fie un muzeu al sculpturii moderne, care să poarte numele, muzeul ăsta să poarte numele lui Constantin Brâncuș, iar la Târgu Jiu să fie un muzeu al sculpturii moderne, ceea ce ar fi un lucru extraordinar să se întâmple așa. Până la urmă, care va fi formula și cum o vor vedea cei de la Ministerul Culturii, nu știu. Știu însă că printr-o hotărâre a Consiliului Județean Casa Gănescu, acolo unde a locuit Brâncuș în perioada cât a lucrat la ansamblu, a fost disponibilitatea pentru Ministerul Culturii, însă în momentul ăsta nu am alte informații sau n-aș putea să spun noutăți în privința înființării muzeului. Nu, logic ar fi fost, având în vedere că cu ce vă ocupați, să se discute și cu dumneavoastră ca instituție. Păi noi discutăm, asta spuneam, că noi am avut discuții, nu atât la nivel, și la nivel local, dar am avut discuții de principiu cu responsabili din Ministerul Culturii și, sigur, ne-am spus punctul nostru de vedere, am fost împreună cu domnul viceprimar Adrian Tudor și cu o parte din membrii Consiliului Științific, ne-am întâlnit cu doi secretari de stat, cu directori din Ministerul Culturii care cunosc problema și care au responsabilitate pentru această lege a înființării Muzeului Brâncuș, însă n-aș putea să vă spun în momentul ăsta dacă s-a luat o decizie și în ce măsură vor ține cont cei de la Ministerul Culturii de punctele noastre de vedere vis-a-vis de acest Muzeu Brâncuș. Evident că planul meu propus primăriei Târgu Jiu și Târgu Jiu privind dezvoltarea asta implică o serie întreagă de, că vorbeam la un moment dat, spuneam de o infrastructură culturală. Din păcate, Târgu Jiu nu mai are o infrastructură culturală în momentul ăsta. Și asta nu înseamnă numai spații destinate unor activități culturale, manifestări culturale sau dedicate culturii în general, ci și o infrastructură de personal. Pentru că vreau să vă spun, dacă clădirile găsești, le amenajești, le pui în valoare și le dai o destinație desfășurării unor activități culturale, manifestări culturale, trebuie să-ți formezi niște oameni care să gestioneze acestor. Formarea acestor oameni nu se face de pe zi pe alta. Adică un om în cultură, să zicem în domeniu, vorbesc acum din punct de vedere numai administrativ, că mulți își spun ei că sunt oameni de cultură. Am citit câteva reviste și vreo două, trei cărți și mă cred că om de cultură. Dar asta e o altă poveste. E foarte dificil să faci treaba asta.
Și asta din nou spun și o repet și vreau să spun cu toată încrederea că cine trebuie să vadă, vede sau cine trebuie să audă, aude. E nevoie să lucrăm la acest proiect de creare a unei infrastructuri culturale și a unor instituții puternice la Târgu Jiu care să poată să gestioneze până la urmă treburi. Iar în acest proiect al meu este inclus acest muzeu care poate să fie în parteneriat făcut cu Ministerul Culturii. Oricum Ministerul Culturii nu poate să excludă Târgu Jiu din această ecuație, Primăria Târgu Jiu care este proprietarul acestui ansamblu și a tot ceea ce înseamnă Brâncuș aici la Târgu Jiu. Deci o negociere, o discuție, cum va arăta, să zicem, regulamentul de funcționare a acestui muzeu, cum va arăta legea care propune, pentru că și aici e o discuție de amendare a legii și de completarea ei cu anumite amendamente, vom vedea însă în perioada următoare. Eu sper însă să dăm dovadă de bună credință și luciditate și să facem lucrurile pentru că le facem pentru cultura română, le facem pentru Brâncuș, nu le facem nu pentru cineva anume de la Târgu Jiu, numai pentru orașul ăsta, le facem pentru România și în felul ăsta punem în valoare o mare valoare pe care o avem. Bine, acum trebuie să remarcăm în primul rând ce s-a pornit de câțiva ani la Târgu Jiu. Va dura, lucrurile se fac durabil, dar vor dura pentru că vorbeam și de alocări bugetare și multe altele. Pe de altă parte, trebuie să fim conștient, impulsiv cei din domeniul privat, și aici mă refer la hoteluri, pensiuni și alte lucruri, că principalul punct de atracție la Târgu Jiu, polul de atracție este Brâncuș. Noi asta vindem, avem o istorie, avem orice, dar până la urmă... Nu vindem asta deocamdată, pentru că asta, când eu am spus de mult și spun și îmi place să repet treaba asta, dom'le, cultura poate să aducă bani, e ca orice, poate să fie, e un bine, eu am dezvoltat și dezvolt de câțiva ani, sigur, mai mult la nivel teoretic, pentru că o să și spun de ce așa, o strategie de marketing cultural foarte, foarte bine elaborată, am lucrat un timp îndelungat la această strategie de marketing cultural, care din păcate nu prea pot să o pun în valoare, pentru că așa este. În primul rând mă lovesc de lipsa unei infrastructuri, în al doilea rând mă lovesc de lipsa banilor. Și așa mai departe, adică sunt o serie întreagă de cauze, dar care odată rezolvate se pot face lucruri și atunci noi putem spune, domne, l-am pus în valoare, am pus în valoare pe Brâncuș, am pus în valoare ansamblul brâncușian, iar ansamblul brâncușian, prin buna lui gestionare, aduce plus valoare orașului Târgu Jiu. Până atunci nu va aduce, să nu ne închipuim că dacă avem ansamblul brâncușian și nimic pe lângă jurul ăsta, doar mici dispute și așa mai departe, vom reuși să punem în valoare. Nu, a pune în valoare înseamnă o serie întreagă de lucruri care nu s-au făcut și care trebuie făcute obligatoriu, altfel nu se poate. Mă refeream că aveam punctul de atracție, ce trebuie făcut pe lângă e cale lungă până acolo. Asta avem, dar avem de vreo 80 de ani. Da, aveam un exemplu, apropo de aceste proiecte Erasmus, care se fac tot mai multe în gor și sunt foarte multe școli, cei partenerii străini și mai ales din țările occidentale, deci vor școli din Gorj, parteneri, pentru Brâncuș, să vină exact. Să vadă operele în aer liber de la Astăzi Târgu Jiu. Astăzi am primit fond de la un profesor de al Facultății al Universității de Artă din București și îmi spune că este un proiect al unei universități din Anglia, cred, dacă nu mă înșel, sau din o țară, din orice caz, țară nordică, care face un traseu, sau de la Paris, cred, am așa o mică ezitare în momentul ăsta, care vor să parcurgă pe bicicletă traseul de la ei acasă până la Târgu Jiu. Iată ce chestiune frumoasă. De asta spun, ca să faci astfel de proiecte care implică niște costuri, care implică, eu îi spun infrastructură, care implică o serie întreagă de lucruri pe care trebuie să le faci, nu este ușor. Însă, v-am spus, cu tenacitate, cu răbdare, cu înțelepciune, cu să ne punem cu toții la masă, cei care au ceva de spus vis-a-vis de treaba asta, eu cred că se poate. Eu cred că se poate. Deja dezvolt și sperăm ca împreună cu Institutul Cultural, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu alte instituții să putem dezvolta proiecte prin care să-l facem vizibil, mai vizibil pe Brâncuș. Atracția turiștilor și felul în care se implică mediul de afaceri din Târgu Jiu și mediul turistii din Târgu Jiu și din Gorj în problema asta, n-aș vrea să o comentez prea, pentru că ar trebui să fiu ușor aspru. E simplu, nu interesează.
Nu, asta spuneam, că ar trebui să intereseze tocmai în ideea că nu avem tezaurul ăsta care... Dar care sigur, ca să interesezi mediul de afaceri, trebuie să faci câteva lucruri. În primul rând, trebuie să inviți la o discuție. Să le spui ce vrei, ce gândești, ce vrei de la ei, ce le poți oferi și așa mai departe. Deocamdată, e o propunerea mea, iată că o fac și public, sper ca la un moment dat această întâlnire cu mediul de afaceri raportată la Brâncuș, la zona asta culturală, că te întâlnești cu mediul de afaceri pentru diverse alte lucruri. Dar sunt oameni de afaceri, sunt firme private în Târgu Jiu și în Gorj care pot sprijini proiecte serioase și în fața lor nu te poți duce să le spui, știți, voi nu investiți nimic în Brâncuș. Nu, trebuie să te duci cu niște proiecte, da? Să le prezinți foarte clar și logic, ca ei să înțeleagă foarte bine despre ce este vorba și să fie parteneri. Nimeni nu dorește ca oamenii de afaceri din Târgu Jiu sau de oriunde să vină să investească într-un proiect care nu-l înțeleg, care nu interesează și așa mai departe. Deci trebuie să-i cointeresez pe oamenii de afaceri să facă treaba asta. Iar eu am această disponibilitate, am un asemenea proiect pe care vreau să-l propun mediului de afaceri din Gorj. Sigur că nu cred că eu sunt cel care trebuie să fac acest pas și pasul ăsta trebuie să-l facă în primul rând cei care conduc primăria orașului Târgu Jiu, pentru că lucrurile aceia cred că trebuie să se discute în primul rând. Iar eu merg cu proiectul în fața lor și le prezint ceea ce gândesc, ceea ce gândim noi despre Brâncuș, ceea ce gândim pe termen scurt, mediu și lung în Târgu Jiu. Ce am vedea noi și care ar fi oportunitățile pe care pentru ei ca oameni de afaceri pe care le poate și deschiderile pe care le putem face prin Brâncuș. Iată, convingem, am discutat împreună cu domnul vice Adrian Tudor, cu Taromul, ca toată flota Tarom să preia evenimentul ăsta cu 80 de ani de la inaugurarea ansamblului Brâncușean și așa mai departe. Deci există o disponibilitate a companiilor, să zicem, din România, pentru că Brâncuș oricum am vrea, nu-l facem noi brand, el este, nu mai avem ce să-i facem noi lui Brâncuș. Trebuie să găsim însă formule și asta țin de ceea ce vă spuneam de marketingul cultural, folosesc așa un termen de specialitate, marketing cultural, care trebuie dezvoltat și care trebuie bineînțeles și cine va avea curiozitatea să citească și în planul meu de afaceri sau dacă va avea curiozitatea să citească această strategie pe care noi am creat-o, probabil că va înțelege mai bine ceea ce spun eu acum în câteva cuvinte și nu foarte... Nu, este foarte interesant că există această strategie și cumva, într-un fel sau altul, ea va fi pusă în aplicare într-un orizont de timp. Vă dorim succes. Da, pe de altă parte, am văzut, apropo de manifestările cu care eram obișnuiți cu ani în urmă legate de Brâncuș, cum spuneam, februarie, martie, cred că au început să se schimbe lucrurile și aici puțin și mă refer asta strict din perspectiva de cetățean, dacă, din câte știu, acțiunea aparținută a fost a unui partener. Chestia acelea prin parc, cu lasere, cu toate celelalte, am văzut Brâncuș altfel. Da, a fost un program sau un proiect al Consiliului Județean, din câte știu eu. Da. Foarte bine făcut de Ovidiu. El este apropiat și a rămas cu sufletul alături de Brâncuș. Cred că aici... Sunt modalități noi de a-l face înțeleg. Da, sigur. Aici cred că ar trebui să spun un lucru. Cred că trebuie să strângem cumva, să apropiem mai mult, să ne apropiem mai mult de Brâncuș împreună. Să fim împreună când vorbim despre Brâncuș și nu se pare. Gorjenii sunt orgolioși, nu știu de ce sunt orgolioși. Sunt cei mai orgolioși dintre olteni sau cum era, mai mândri dintre olteni. România. Dacă o să învățăm să lăsăm puțin orgoliu și mândriile astea care de multe ori seamănă altceva deoparte și să ne punem să lucrăm împreună, cei care vor să lucreze, că nu trebuie, nimeni nu e obligat, nimeni nu trebuie să vină într-un proiect sau alături de cineva dacă nu e compatibil, dacă înțelege sau nu înțelege ceea ce este acolo. Deci e simplu din punctul ăsta de vedere. Dar vreau să vă spun că am găsit foarte multă deschidere în alte zone ale țării referitor la Brâncuș. Foarte multă deschidere, în special în zona oamenilor de cultură, a universitarilor, care sunt preocupați de ce se întâmplă cu valorile noastre naționale.
Da, până la urmă, unii sunt, din păcate, alții care ar trebui să fie, sunt mai reticienți și apar, apropo, sar de la una la alta, dar continuă să fie o problemă la nivel mondial legată de brâncuși, aceasta operelor contrafăcute, adică celor care nu și-ar avea locul, adică nu știm nici dacă au aparținut lui brâncuș, oricum sunt controversate și multe sunt fake-uri, cu siguranță. E un subiect amplu care nu cred că putem să-l dezvoltăm foarte mult, dar vreau să vă spun ceva și sper să nu se întâmple nimic până atunci. Am răspunsul lui Thea Bach, care e unul dintre, să zicem, una dintre personalitățile importante în ceea ce privește pe brâncuș, că va fi prezent în octombrie la Târgu Jiu. Cartea lui fundamentală, care e și o carte fundamentală a brâncușologiei, e în discuție cu Centrul Brâncuș pentru a o traduce și a o publica în cadrul editurii Brâncuș și el și-a dat un acord de principiu pe această chestiune. Deci vom avea la Târgu Jiu, iată, de conspir un nume, una dintre personalitățile importante. Și spun asta pentru că, într-adevăr, pe piața, nu numai în România, dar și la nivel internațional, sunt lucrări care sunt fake-uri, sunt falsuri și care, sigur, dar chestiunea asta nu se întâmplă numai cu brâncuși, cu toți marii creatori ai lumii se întâmplă această chestiune, însă noi trebuie să o gestionăm atât din punct de vedere juridic, deci legal, cât și din punct de vedere al valorii artistice și a originalității, autenticității, să zicem, a operei lui Brâncuș. Există un inventar a operei lui Brâncuș și sigur că sunt și pe la Târgu Jiu unii care au mai inventat una alta, însă e un soi de asumare a fiecăruia, să spunem așa. Noi suntem atenți la acest lucru și chiar îl combatem. Să sperăm că fenomenul ăsta se va diminua și nu va aduce un prejudiciu, să spunem, un prejudiciu lui Brâncuș sau nouă. Dar așa cum vă spuneam, de chestiunea asta nu sunt feriți alți mari autori ai lumii, așa că... Cu cât sunt mai mari un artist, cu atât exact, apar mai multe exact, probleme de acest gen. Nu, o deschisesem doar în ideea... Au fost procese, au fost tot felul de... Da. Știți bine, istoria e destul de... Am deschis ca subiect doar în ideea, încă o dată subliniată, că la Târgu Jiu sunt tezaurul lăsat aici, moștenirea lăsată de Brâncuș, este nu doar autentică și valoroasă, dar nu e nimic sub semnul întrebării. Sunt foarte multe opere la nivel mondial, chiar muzee prestigioase, care, să zicem așa, ridică, fiind și mai mici, ăsta ridică anumite semne de întrebare, cel puțin cel din colecții particulare. Să spun că nu știu, la momentul ăsta nu știu dacă prin muzeele lumii, acolo unde sunt operele lui Brâncuș, există opere care sunt puse sub semnul întrebării, însă circulă pe piața internațională, în mod cert, opere care... Nu, în colecții particulare care, sunt probleme, da. Bun, acolo... Dar unor colecționari foarte cunoscuți la nivel mondial. Și cu bani foarte mulți. Mergem mai departe, apropo de activitățile care le-ați desfășurat în primele luni ale anului și au fost, cum spuneam, februarie, martie, în fiecare an este foarte încărcat din acest punct de vedere. Care ar fi concluziile după aceste două... Sunt două date importante, da. Data nașterii și morții lui Constantin Brâncuș. Sunt două date pe care noi le punctăm, concluziile, n-aș putea spune că, sau n-aș vrea să trag încă eu concluzii vis-a-vis de ce se întâmplă, însă ne străduim ca an de an să creștem din punct de vedere valoric aceste evenimente, să fie puține, dar să fie bune, adică să aducă un plus de valoare și care să se ridice cumva la, să zicem, la nivelul la care noi credem că ar trebui să fie astfel de evenimente dedicate lui Brâncuș. Au fost aici artiști importanți ai României, instituții naționale, locale și naționale, deci se discută deschis probleme de actualitate, probleme de istorie, să zicem, și așa mai departe. Eu cred că am reușit să creăm un soi de efervescență, eu sunt permanent în legătură cu
toți cei pe care îi invit la Târgu Jiu merg deseori la București și avem întâlniri acolo. Se deschid din ce în ce mai multe porți, să spunem așa, de colaborare și de înțelegere. Au venit mai multe SMS-uri, unul dintre ele vă e dedicat, să spunem așa, sau... Nu fie așa, nu? Da. Sunteți întrebat ce ar însemna, din punctul de vedere al activităților brâncuși, până în toamnă, nu prea e logică întrebarea, dar în fine. Deci am înțeles, cine vrea să știe ce acțiune mai aveți pe agenda până în toamnă la acțiunea mare cu... Trebuie să vă spun așa că activitățile centrului Brâncuș se desfășoară pe două direcții, zic eu, principale, și anume partea de întreținere, conservare, tot ceea ce facem în zona asta, și vă spuneam că e în curs de demarare proiectul și până în luna august sperăm să fie încheiat în așa fel încât să fie toată strategia pusă la punct pe etape și așa mai departe. Va fi făcut public tot acest lucru, se lucrează la mai multe lucruri, mai multe cărți sunt în lucru, avem traduceri și cărți care vor apărea până în toamnă, pregătim atelierele brâncuși cu simpozioanele internaționale, deci sunt activități pe care noi le desfășurăm curente și zilnice pe aceste teme. E în curs de pregătire acest colov internațional care, vreau să vă spun că nu e o treabă deloc ușoară să o pui la punct, astfel încât în momentul în care în octombrie să avem totul clarificat aici. Vă întreabă cineva dacă sunt operele brâncuși de la Târgu Jiu în pericol, așa cum apare în presa locală. N-aș vrea să comentez ce apare în presa locală. Așa, nu, așa e mesajul. Însă vă asigur cu toată credința că nu există niciun fel de pericol. Operele brâncușine nu sunt în niciun fel de pericol. Sigur că faptul că de câțiva ani nu s-au făcut anumite intervenții lasă impresia că ar fi în pericol. Eu sunt într-o permanentă legătură cu toți specialiștii care îi avem în jurul nostru și că nu există niciun fel de pericol. Tocmai de-aia vă spuneam că sper ca până la sfârșitul lunii august acest proiect să poată să fie finalizat și să avem foarte clar modul în care se va face întreținerea și etapele de întreținere și de conservare a ansamblului brâncușean, după care se va intra într-o normalitate. Eu îmi doresc această normalitate. Vreau să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor că este foarte important, este pentru prima dată când se face o asemenea întreprindere de o asemenea amploare în România, este un proiect unic la care lucrăm de ani de zile și care eu sper să fie finalizat, așa cum vă spuneam, contractul este, deci cu finalizare până la 31 august, sau mă rog, 4 luni de zile de la data semnării lui, însă acest proiect va fi un proiect care va deveni un reper pentru tot ceea ce înseamnă patrimoniu în România și asta e un lucru care pe mine mă face să fiu mândru de ce am lucrat până acum. Deci, trebuie să fie foarte clar și o spun cu certitudine, nu există niciun pericol pentru operele brâncușiene în acest moment. Un domn Radu Popescu semnează și spune dacă moștenirea brâncușiană din județul Gorj intră tot în sarcina dumneavoastră sau numai cea de la Târgu Jiu. Probabil se referă la Hobița. La ce se referă? Sau? Că nu știu. Hobița nu este. Casa de acolo este și tot ce se întâmplă acolo aparține Muzeului de Istorie Alexandru Ștefulescu. Ei gestionează problema acolo, dar trebuie să spun că nici noi nu suntem dezinteresați de ce se întâmplă în, cu siguranță, în zona asta. Suntem în legătură și cu primăria de la Peștișan, cu primarul Cosmin Pigui și cu Muzeul de Istorie, deci cam știm așa ce se întâmplă în toată povestea asta. Nu, treaba noastră este strict legată de ansamblu și de cercetările pe care le facem atât pe zona ansamblului cât și pe zona teoretică în ceea ce privește. Da, ar mai ne apropiem încet încet de finalul discuției noastre. Întreba mai devreme un telespectator și vreau să asta, deci ne centrăm evenimentul cu siguranță cel mai important cu care am și început este în această toamnă cel legat de Calea Eroilor. Pe de altă parte, faptul că se vor începe și lucrările care să consolideze acest lucru. Domnul Cor, nu, să vă spun ceva, adică n-aș vrea să las eu impresia celor care ne urmăresc în acest moment că acest eveniment este o chestiune așa care iese cu totul din tipare și așa mai departe. Nu, noi încercăm prin acest eveniment să aducem la Târgu Jiu ceea ce se face în lume bun în acest moment. Adică un
colocviu de ținută, care să fie un moment T0 și pe care să-l dezvoltăm an de an. Da? Propunerea făcută de colectivul de lucru unde se află personalități importante și vă pot da așa numele Doina Lemni și așa mai departe, Rod Bevelescu, toți cei de la INP, în fine, președinția și așa mai departe, lucrăm la acest proiect. Deci noi vrem să lansăm în România un eveniment dedicat anual, anual sau la 2 ani, dedicat lui Brâncuș, care să fie un reper pe plan internațional. Că România lansează la Târgu Jiu în acest an un asemenea proiect. Felul în care se va dezvolta și asta, sigur că e o chestiune la care trebuie să fim foarte atenți. Noi îl dezvoltăm, anul acesta este în octombrie, pentru că este aniversarea cărierilor. În octombrie va fi pentru că este data la care an de an noi aniversăm inaugurarea ansamblului Brâncușian. A intrat deja într-o tradiție și acel pereninaj pe calea eroilor și așa mai departe. Vom avea evenimentele care le facem în fiecare an în februarie, martie, le vom avea în continuare și în anii următori. Le vom avea și în anii următori, pentru că sunt date care n-ai cum să nu le marchezi atunci când te ocupi de Brâncuș. Eu aș vrea să-mi concentrez activitatea instituțională pe cele două direcții pe care vi le-am spus și care, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta sunt clare. Cercetările pe care le întreprindem în zona ansamblului, atât împreună cu Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Aeroptă Electronică, cu Institutul Național al Patrimoniului, cu Ministerul Culturii, cu echipa pluridisciplinară, pentru că s-a cerut la un moment dat o echipă pluridisciplinară care, iată, o avem în acest moment și cu care încheiem un contract ca ei să vină cu această strategie, sigur, avizată de Comisiile de Specialitate din Ministerul Culturii, adică încercăm să dăm o carte, să spunem așa, pentru tot ce înseamnă, în primul rând, Brâncuș pe zona de ansamblu, dar și pentru ceea ce să vă spuneam, ceea ce înseamnă patrimoniu în România. O asemenea strategie va fi nevoie, probabil, ca Institutul Național al Patrimoniului să facă și pentru Salinii de Cetuza și pentru alte situri și repere culturale de mare valoare din România și care, sigur, sunt de o importanță deosebită pentru istoria și cultura noastră națională. Pentru că mai sunt două minute, vă mai pun un SMS, îl văd mai devreme, dar nu l-am citit. Sunt operele Brâncuș în patrimoniul primăriei Târgu Jiu sau tot la Vizarta? Întreabă cineva. Nu, ele sunt în proprietatea primăriei Târgu Jiu, iar ca să reproduci și să vinzi, să zicem, vederi sau chestiuni de genul ăsta, trebuie să ai, într-adevăr, acordul Vizarta. Nu mai sunt mulți ani până când acest acord nu va mai fi valabil, dar noi suntem în relație foarte bună cu conducerea Vizarta, așa că nu văd care sunt probleme. Deja suntem, v-am spus, avem cărți care sunt în lucru, care vor avea și imagini ale operelor brâncușene, nu numai din operele brâncușene, dar Târgu Jiu, din toate muzeele lumii și care evident vor trebui să aibă un aviz Vizarta ca noi să putem să cumpărăm drepturile de autor și să putem publica lucrările respective. E vorba de o monografie Brâncuș a Doinei Lemni tradusă pentru prima dată în România și așa mai departe. Nu, un istoric al ansamblului brâncușian care se finalizează și acum facem traducerea în limba engleză deocamdată. Sunt mai multe lucruri care le facem. Cam asta este rolul meu pe care deocamdată, aveți, ca instituție. Sigur, există și alte direcții ale primăriei, cum e direcția de evenimente și turism și așa mai departe, care au alte atribuțiuni și care se ocupă în zona asta de promovare, de alte lucruri, da. Vă mulțumim pentru ce ne-ați împărtășit, vă urăm succes în ce v-ați propus. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramic, a fost cu noi domnul director Doru Strâmbulescu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!